acest stativ. E, acum o altă întâlnire frumoasă, dar uite, mă uitam, eu nu știu că e Leonard aici, însă poate mai, nu l-am mai văzut de vreo 15 ani, 20, ai cântat și pe la Giariște, parcă la un moment dat acolo. Amintiri frumoase, instrumentiști extraordinar, Victor Flore a reușit să facă practic un super grup, deci instrumentiști de vază pe care i-a reunit într-o orchestră, este foarte greu. Eu n-am să înțeleg niciodată, când avem asemenea instrumentiști în România, toată ziua, bună ziua, la televizor, pe discuri, lăutarii sau nu știu ce de la Chișinău. Foarte frumos, sunt foarte buni, dar avem atâția instrumentiști minunați în țară și este păcat. Nu? Aplauze pentru orchestra Victor Florea. Sus, băieți! Vă așteptăm și la spectacole importante și la televiziune. Românașii noștri buni și valoroși. Să ne trăiți! Acum, eu în fiecare toamnă și mi-e dragă romanța și întotdeauna merg la Crizantema de Aur să prezint acolo și mi-am adus aminte, pregătindu-mă să intru în scenă acum, de o întâlnire foarte frumoasă. Cu ani în urmă era directoarea Centrului Cultural din județul Hunedoara, o interpretă reputată de folclor și a organizat acolo un spectacol de romanțe extraordinar. Mi-aduc aminte că acolo l-am văzut ultima oară pe regretatul Petrică Moise, marele artist din Banat, și Florin Georgescu, tenor. A fost un spectacol extraordinar. Ea este o fică de vază a Hunedoarei, cetățean de onoare al orașului Deva și când a plinit 25 de ani de activitate, cei de acolo au organizat un spectacol monumental la sala Drăgan Muntean, care iată, sunt artiști cinstiți în țară mai mult decât în București. Dacă socotesc eu bine, acum are vreo 33 de ani de activitate. Până o să sărbătorim noi o cifră rotundă, o să o sărbătorim în seara asta. A debutat și a luat primul premiu la 14 ani, o copiliță talentată. Am văzut două fetițe foarte frumoase aici în sală, în față, în primul rând, în ce costume frumoase. Fetelor, bravo, salut! Îmbrăcați-vă copiii în ei, în costume populare, aduceți-i la muzica noastră populară. La 14 ani era la Călan Marioara Murărescu, cea care a lansat practic toată floarea muzicii populare românești, a remarcat-o și așa a ajuns pe marile scene ale lumii. Veți vedea acum ce voce minunată are această față a Hațegului. Hațegana, hai! Mariana Deac! Plec badeo de la
tot plânge dorule. Iată mă, am ajuns să nu pot cânta de plâns, să nu pot cânta de plâns, dorule, dor. Când inima plângea plânge, cu ochii n-o pot învinge, dorule. Când inima plângea plânge, cu ochii n-o pot învinge, dorule. Mulțumesc mult. Și eu care mă gândeam că ardelenii sunt... Vai, mulțumesc din suflet, draga mea scumpă! Mulțumesc mult! Eu care mă gândeam că ardelenii fiind așa mai molcomi, nu prea sunt aplaudați la București. Dar dumneavoastră ați demonstrat altceva astă seară și de fiecare dată când ne-am aflat în fața dumneavoastră, măreți public. Pentru că noi trăim prin dumneavoastră și sperăm... ca noi cei care suntem pe scenă și dumneavoastră să vă bucurați de noi și să trăiți prin tot ceea ce încercăm să vă dăruim. Mă înclin în fața dumneavoastră, în fața colegilor mei și vă mulțumim frumos! Care-mi place, nici părințe n-au ce-mi face, nici părințe n-au ce-mi face. Pentru badea care-mi place, nici părințe n-au ce-mi face, nici părințe n-au ce-mi face. Nici babele satului, nici mândrele badelui, nici mândrele badelui. Mândrele mă povestesc, eu cu badea mă iubesc, eu cu badea mă Trecând not grișu iarna, trecând not grișu.
și iarna. Bade pentru gura ta, trecă notri și iarna, trecă notri și iarna. Iară pentru sărutat, merg pe jos până-n Banat, merg pe jos până-n Banat. Și de acolo vin la Alba, că știu că nu vin degeaba, că știu că nu vin degeaba, mă! Bat și drumul Clujului, bat și drumul Clujului. Pentru ochii Badelui, bat și drumul Clujului, bat și drumul Clujului. Și de marche m-am vidor, tot aș mere că mi dor, tot aș mere că mi dor. Și nu-mi pare calea grea, că mi-i tare drag Badea, că mi-i tare drag Badea. Colinda lumea toată, nu mă să le sărut odată, nu mă să le sărut odată. Aș colinda lumea toată, nu mă să le sărut odată, nu mă să le sărut odată. Că pe lumea te mânie, ce iubesc al meu să fie, ce iubesc al meu să fie. Și apoi lumea te în pace, să iubesc pe cine-mi place, să iubesc pe cine-mi place. Că pe lumea te mânie, ce iubesc al meu să fie, ce iubesc al meu să fie. Să iubesc pe cine-mi place. Mariana Deac Hațegano, este un temperament extraordinar, Mariana Deac, să vedeți acum.